se intonează imnul național al României. Se oficiază în serviciul religios. Împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor.
La Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu-i nostru să-i cerem, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeu, Duhul Său, și-a tot trupul care-i cărcat moarte și diavol ai cărcat cei vărâți viață în tare. Însu, Doamne, odihnește sufletele adormitelor robilor Tăi, păuritori ai unii principatelor Domnului. În locuminați, în locredați, în locrodiște, Domnul a fugit toată durerea în pisare, suspinul, ușor ce grijă la fugă și chiei, cu cuvântul, cu lucrul Tău cuvântul, Tău Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne, Doamne. Că nu este om care să fie dus în greșească, mai puțin că tu ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în drag și cuvântul tău adevărul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna a dormiților robilor tăi, Alexandru Ioan, Sofronie, Mitropolitul Moldovei, împreună cu toți coritorii Unirii Principatelor Române, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Veșnica,
Urmează ceremonia depunerii coloanelor de flori. Se depune o coroană de flori din partea excelenței sale, domnul Claus Grigore Iohannis, președintele României. Din partea primăriei municipiului București. Thank you.
Ministerului Apărării Naționale. Doamnelor și domnilor, în finalul ceremoniei vă invităm să vă alăturați dansatorilor ansamblului artistic Doina al Armatei și să dăm mână cu mână în Hora Unirii. Thank you.
Ceremonia militară organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare.